ce nu le place, au fost cumva intimidați, persecutați. Puțin dintre ei au ajuns să activeze chiar în Hyde Park, cot la cot cu noi, dar foarte mulți din cei care au absolvit Școala Curajului îi mai urmăresc pe Facebook, văd că au diferite activități, cred că au fost marcați și sper că au fost marcați în sensul bun, pozitiv și nu rămân cu pată pe conștiință. Un alt caz, iată, mai ieri chiar am văzut o tipă care a fost la Școala Curajului și pretindea că a învățat ceva, s-a apucat să ne spună că ea vrea să raporteze nu știu ce posteri de pe Curaj TV pentru că nu mai suntem cum am fost. Ceea ce mie îmi pare că e în limita minții pe care o are omul. Unii sunt capabili de ceva mai mult, alții sunt capabili doar să raporteze ceva. Cam asta am avut eu de zis, multe produse din Școala Curajului au rămas pe contul Școala Curajului pe YouTube, dacă dați căutare, o să găsiți și o să vedeți fie video care sunt în top, fie filmulețe banale, dar care au istoria lor. Deci cred că Școala Curajului poate fi continuată, inclusiv online, dacă sunt oameni, dacă sunt doritori, dacă sunt nuclee de oameni curajoși care să vrea să facă ceva. Eu cu mare drag o să-mi aduc contribuția dacă apelați la mine pe orice domeniu, inclusiv pe montaj, pe încadraturi, pe fotografie, pe comentarii. La texte nu mă pricep și am o obiecție când zice domnul Borodache că ar trebui să învățăm texte. Eu cred că asta se învață la școală. N-avem timp să facem și curs de limbă română. E adevărat că e bine să ajutăm cu sugestii. De exemplu, dintr-o filmare care văd la dumneata, aș putea sugerez un titlu mai bun dacă îmi vine în cap, dar nu să învățăm gramatica pentru că asta e cam alt nivel. Cam asta am avut eu de zis. Ok, mulțumim. Hai să trecem la următoarele, alte proiecte să inventariem de la Hyde Park. Poate primul, după ce s-a închis emisiunea Hyde Park în 2003, emisiune de la un post de radio public, Antena C, am ieșit duminica în parc. Și am continuat să ne întâlnim duminica ani la rând, chiar și atunci când am început să... Chiar atunci, în prima zi, am început să tipărim un fel de broșură cu păreri, cu informații despre Asociația Hyde Park, despre societatea civilă, despre viața politică. Și acea broșură, la început să numea buletin informativ Hyde Park, după aceea a început să o numim curaj.net, pentru că în august anul următor, în 2004, am creat blogul curaj.net. Și cam în toamna anului celui 2004 am început să populăm acel blog colectiv cu mai mulți autori, să-l populăm pe internet. Și ziarul îl dădeam, după ce am început să extragem și păreri de pe internet pentru oamenii care primeau ziarul în parc, în sat, unde ne duceam noi cu microfonul liber. Deci, microfonul liber, proiectul nostru de întâlnire dominicală, e poate proiectul cel mai vechi. Dacă nu considerăm emisiunea radiofonică un proiect al nostru, dar nu i-a existat Asociația Hyde Park. Inițial a fost emisiunea Hyde Park, care ca reacție, pentru că ni s-a închis emisiunea sau că era pe cale să se închidă emisiunea, ne-am asociat în Hyde Park. Emisiunea s-a închis prin decizia redacției din 19 iunie 2003, dar asociația s-a fondat în 11 mai, pentru că încă din martie acelui an, pe timpul guvernării comuniste, era al doilea an de guvernare comunistă, unii ascultători ai emisiunii noastre erau chemați la SIS și interogați SIS, fostul KGB, Serviciul de Informații și Securitate. După care au făcut așa un dosar de mare și încercau să închidă emisiunea, n-au reușit, n-au avut cum. Au trimis dosarul la procuratură și am fost anchetați eu și cu directorul televiziunii Ion Bunduchi și iar n-au știut ce să facă și n-au putut să închidă emisiunea. După care toată grămada asta de documente acumulate timp de un an cât a ascultat SIS emisiunea aceea nocturnă radiofonică, au trimis acest dosar la Consiliul Coordonator al Audiovizualului CCA, care pe data de 16 iunie 2003 au zis, băi, acei de la Antena C, ori faceți ceva cu emisiunea Hyde Park, ori o să rămâneți fără licență. Ce post în așa condiție, cu așa șantaj, o să facă altceva. Colegii mei au făcut pe 19 ședințe de redacție și au decis să închidă emisiunea. Și deci emisiunea din 15 iunie acel an a fost ultima. Următoarea trebuie să fie pe 19 iunie în seara aceea, dar colegii au votat să nu-mi permită și atunci am trântit ușa, am plecat de radio și am continuat activitatea întâi în parc la microfonul liber, după aceea pe internet. Și acum suntem mai mult pe internet. Nu e așa că eu
o mare oportunitate pentru noi, activiștii civici, internetul. Desigur, mai ales că ai început să dezvolți poate de făcut canalele pe școala internet. curajului tot online, Skype, să-și facă cont de Skype și... Exact asta a propus și Valentin. Eugen, nu te speria, Larisa nu și-a dat seama că vorbești pentru că te auzi în continuare foarte încet. Nu știu de ce, poate n-ai microfon, poate microfonul tău de la căști stă undeva în haine. Dă microfonul așa mai la gură când vrei să vorbești. E începător, Oleg, deja. Nu, poate nu știe ce efect are căștile lui, să le dea aproape de gură. Vezi unde e microfonul, știi unde e microfonul la căștile tale, trebuie să iei un nod așa, un ghiont pe aici undeva. Da, știu. Eu vreau să mă folosesc de moment și să, sau Larisa, vorbite. Da, la Școala Curajului online și mie mi-ar plăcea la Școala Curajului de discutat, da, aici cu gramatica fiecare, este dexul românesc, este versiunea mobilă, cine nu știe, mai greu până te obișnuiești să formulezi o denumire și să fie așa mai laconic. Dar la Școala Curajului am putea discuta unele mai momente în care ele cred că bine se memorizează cu un exemplu propriu din trecut. Când ai prins un moment frumos sau invers, când ai ratat un moment frumos și ar fi fost bine dacă îl filmai. Școala Curajului, mă gândesc eu și cu unele exemple personale ce ne duce. Dar fiecare care este din Hyde Park să povestească, uite, când a fost ceva mulțumit de o filmare și al dat când nu a fost mulțumit de propria filmare, ce a reușit. Și de pus în discuții, dezbate. Cei care sunt la Școala Curajului, de întrebat cum ar fi procedat ei, cum ceva așa. Unele la Școala Curajului cred că ar fi și ca discuții. Așa, pe acord, numai omul trebuie să fie deschis, disponibil să fie criticat, să-i se facă observații, pentru că deseori observ țâfnă și supărare și trântit de ușă pentru că a fost omul criticat sau i s-a dat niște idei de îmbunătățire a materialelor și mulți au plecat în felul ăsta din echipa Curaj TV sau din Hyde Park. E greu să ții oameni diferiți într-o echipă. Cu cât e mai mare echipă, cu atât mai mare sunt intrigile și certurile și conflictele. Noroc că nu avem prea mulți bani și atunci nu din cauza banilor se ceartă oamenii, ci mai degrabă din cauza caracterilor, a principiilor. Haideți să vorbim și despre probleme. Cine, ce poate să zică, ce își amintește din problemele Hyde Park-ului sau ale echipei Curaj? Hai! Pe Eugen să-și deschidă microfonul și acum a schimbat subiectele. Dă-i voie omul să exprime și Eugen învață, asta e prima ta lecție în Hyde Park, când prinzi microfonul chiar vorbește. Chiar ține-l, da? Eu așa am uitat și am vrut să spun. Hai, vă dau voie mai departe, eu mai formulez gândul. Că Oleg se jăluia că a fost cum alungat sau singur să a lăsat antena C, dar pe de o parte asta e și plus, pentru că mai devreme ai început să dezvolți pe internet canalele tale și ai devenit mai de sine stătător, nu depinzi de nimeni deja, adică mai din timp ai luat-o. Tot binele tot rău spre bine, cum se zice. Da. Așa că nu văd nimic rău aici, numai bine. Ok, acum hai totuși să vorbim și despre rău ca să vedem cât de capabili suntem și de autocritică. Au plecat mulți oameni, scade calitatea materialelor, nu putem pretinde că suntem jurnaliști pentru că facem materiale amatoricești și verificate, nedocumentate, deseori ne lăsăm prinși în capcane, ajutăm oamenii să se răzbune prin intermediul tribunei noastre, cum s-a întâmplat, iată, cu cazul farmacistei de la Orhei, cine își amintește reportajul. Valentin are niște probleme cu minora violată pe care a difuzat-o, dar
șters toate datele personale, numai afișul poliției de pe stâlp nu l-a șters. Și din cauza afișului cel am fost discutat și la Consiliul de Presă, am luat și amendă și eu, și el, și toată lumea în stânga și în dreapta. Cum te-ai exprimat, Valentino Violato, apreiesc că ne face o publicitate. Nu, eu nu mai am filmat interviul fetița cei care s-a plâns cu mamsa alăture, dar acolo câteva secunde era afișa asta a poliției că este în căutare o fetiță și dacă s-a găsit această fetiță, n-am știut că fragmentul cealaltă trebuie de-l scos. Și am publicat noi așa, chiar mai pare că primele zile chiar cu fețele deschise. Pentru că aveai acordul mamei, dar oricum nu se face, nu e bine. Da, da. Eu am vrut altă să înainte la temă să spun un mulțumesc Viorica Tătaru, șterței Oleg, tare mult la corectările astea, la denumiri, la toate cele ce se petrece la Curaj aici, mult mă ajut. Chiar mulți câteodată mă întâlnesc așa și mă întreabă, zic, măi, dar într-adevăr ești frate cu Viorica Tătaru, dar eu zic, dar de unde ți-a luat? Că am numai un interviu cu domnii. Și că nu voi și-și vorbiți, lind, și e vorbești și tot amantă, că iau, că Rudiu și pila. Dar, în general, vreau să spun că Oleg și Viorica, la tot pasul am în vedere, fiecare secundă o găsești pe loc. Fie duminic, fie zi de noapte, totdeauna, sară și în ajutor, repede. Așa că mulțumesc mult. Nu zic și Lori, Lori tot, dar Oleg, noi ne-am mai blocat unul pe altul. Da, situația asta, mai ales când asociația se organizează numai virtual, numai în grupul acela de pe Facebook, să te blochezi unii pe alții, a ieșit un mare scandal, mai ales când bloca persoana care era responsabilă, președinte, vicepreședinte, ceva. Acum nu mai avem nici președinți, nici vicepreședinți. Dacă cineva se interesează, putem să povestim și cum funcționează Hyde Park-ul fără ierarhie de putere. Dar când o astfel de persoană bloca pe ceilalți, era foarte greu de comunicat. De la asta au fost multe scandaluri și ultimii oameni care au plecat din cauza blocatului pe Facebook. Erau mai multe comentarii. Oleg, da, poate mai multe detalii despre blocat și despre ce conflicturi s-au avut, de la ce chestii se luau. E foarte interesant. Eu ca persoană nouă în SAF-ul. Ce v-ați întâlnit și care sunt problemele? Eugen, în esență, oamenii sunt diferiți, iar blocarea, neblocarea nu împiedică activitatea unui membru. Dacă eu am a face activism civic în stilul Hyde Park, în stilul Curaj TV, în stilul Brega, eu continuu activitatea, indiferent dacă cineva pe drum nu mă mai salută. Deci aiureala asta că trebuie toți să fie prieteni cu toți, nu prea ține. Fiecare are individualitate, personalitate, pretențiile lui. Dacă nu ne suportăm între noi, noi nu ne salutăm și nu ne poate obliga nici papa de la Roma să ne salutăm. Deci eu cred că are prioritate felul de a fi al omului, chiar dacă celorlalți nu place, iar în momentul în care suntem în același grup, în aceleași 100, 1000 de grupuri, tot nu mă deranjează că nu văd mesajele persoanei pe care nu vreau să o văd sau nu vrea să mă vadă. Deci e simplu de tot. Înainte spunea cineva că a apărut un programel care poate să-ți arăte cine te-a blocat. Dar mie pană cine m-a blocat. Foarte bine. A găsit un motiv să mă blocheze. Treaba lor. Dar ideea era că activismul civic n-ar trebui să depindă de, cum să zic, de... Dar nu suntem familie, nu suntem... gașcă de ieșit la picnicuri. Suntem oameni maturi care fiecare își vede activitatea lui. Da, ne ajută foarte mult dacă vedem toți mesajul atunci când apare o urgență. Ne ajută foarte mult dacă putem reacționa spontan, rapid, atunci când trebuie să ne dăm acordul pentru difuzarea unui comunicat. Eventual să acționăm în cazul în care cineva dintre colegii are probleme și mergem cumva să-l căutăm, să-l ajutăm, să identificăm agresorii. Sunt multe, multe situații când trebuie să acționăm prompt ca grup. Iată, atunci da, este un mare dezavantaj că unii nu pot vedea mesajul. Dar în rest, nu cred că asta e un obstacol pentru activism civic. Da, și reacția rapidă și organizarea nu e importantă? Tudor,
Zare, veteranul care a luptat 7 ani și jumătate pentru a obține o casă, a făcut, după ce a luptat în 92 la Nistru ca să apere patria, iar în 2002 a pierdut casa, cât era în comă, în spital, i-au luat-o hoții de la Căușeni. A venit în 2010 la Chișinău, a luptat 7 ani și câteva luni într-o colibă ca să-și dobândească casa, a dobândit casa, nouă ne-a devenit atât de drag pentru curajul lui și pentru deschiderea lui, pentru ca să înțeleagă ce se întâmplă pe lume și ne-a părut că a devenit și activist civic de drepturile omului, încât l-am declarat membru onorific Hyde Park. Și acum, iată, de la el, de la Căușeni, din sărăcia lui, vrea și el să intre în direct, dar nu știe cum. L-am inclus în grupul ăsta, i-am zis că poate participa. Zici că eu tare vreau să particip, dar nu știi care buton să apese. Vă rog să explicați care la ce buton să apese, dacă el nu știe ce să apese. Mie mi-a apărut imediat pe telefon buton aderă la dialog, la discuție, dacă suntem un grup creat special pentru asta. Ne salută Monica Vaida din Austria. Cineva întreabă ce am făcut cu amenzile din România. Până acum, cu amenda de azi, am 5 amenzi în România, una a fost anulată, dacă nu o consider pe cei pentru șofat iresponsabil și pe cei am plătit-o imediat pentru că știam că am greșit. Toate celelalte le-am contestat, una ziceam a fost anulată, 3 sunt la tribunalul Ilfov și o să le judec poimâine sau nu știu când, pe 7 mai, după aceea alta pe 4 iunie și pe 14 iunie. Iar pe cea de azi va trebui să o contest, înțeleg, la judecătorie sector 6 București. Deci n-am plătit nicio amendă din astea de activism civice și nici nu am de gând să le plătesc, decât dacă va decide și instanța de recurs, tribunalul va decide că eu sunt vinovat și atunci îmi deschide calea la CEDO. Până acum, iată, amenda a fost anulată de tot, definitiv, și nu mă pot adresa la CEDO. Nu că mi-aș dori foarte tare. Dar ce părere aveți despre incidentul de azi, dacă l-ați văzut cineva? Credeți că merită, e necesar să intervină Hyde Park cu o declarație sau e insignifiant și nu o să bage poliția română în seamă o declarație a noastră? Numai nu vorbiți toți odată. Cate Rădulescu întreabă, cine sunt ăștia? Suntem membri și simpatizanți Hyde Park. Unii pe cale de a deveni membri, alții sunt membri activi. Cei care participă acum în discuția asta. Suntem urmăriți, eram urmăriți de peste 20 de oameni pe pagina noastră de Facebook, acum au rămas numai 13. Vă dați seama că e seara de blajin pentru unii, e prima duminică după Paști, mâine e ziua de blajin, pentru alții începe săptămâna de lucru. Deci e explicabil, nu foarte multă lume se uită pe internet, dar e adevărat că noi și experimentăm acum, pentru prima dată facem live dintr-o conferință de grup de Facebook. Și deci poate că nu se aude prea bine, poate nu se înțelege prea bine. Oricum le suntem recunoscători celor care ne privesc și eventual comentează. Iată, Ion Ciobanu ne salută din Bruxelles, Belgia. Ai întrebat dacă Hyde Park ar fi cazul să reacționeze la încălcări. Eu cred că Hyde Park ar trebui să reacționeze la majoritatea încălcărilor care vizează membrii Hyde Park cu camera în mână, membrii Curaj TV, cei care le sunt încălcate drepturile, dar aici o să atrag atenția că avem o problemă de reacție, o problemă în care membrii Hyde Park, fiind ocupați fiecare cu activitatea lui, nici nu au timp să vadă în timp real ceea ce postăm, mai ales când e vorba de o încălcare evidentă, când e vorba de posibilitatea de a atrage, un semnal de alarmă, de a atrage atenția mass media că aici s-a făcut o încălcare, că e un abuz, și nu prea avem oameni care se priceapă la făcut texte. Deci dacă Eugen vrea să înțeleagă cum funcționează bucătăria și dacă se consideră un textier bun, ar putea foarte bine să preia parte din activitățile astea, de exemplu, să comunice cu Oleg și să clarifice dacă sunt detalii care ar putea să le valorifice într-un comunicat de presă, eventual să facă o schiță de text, să-l propună spre aprobare de asociație. Asta nu ia foarte mult timp, pentru că atunci când propui un text spre aprobare, e ușor să dai arond numele omului, arond, 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 și apar 7-8 nume cu link, știi cum se face cu posibilitatea de a-i da o alarmă, un mesaj de alarmă pe Facebook celuia care a fost vizat în comentariu.
și cât de repede oamenii reacționează, putem să difuzăm comunicatul. Deci asta ar fi ideea. Reacția e necesară, dar nu știu dacă are cine să o facă. Ați văzut cum am reacționat ultima oară când a fost agresat Valentin Borodachi și cu alt membru onorific Hyde Park, Nicolae Petrovici, la Trinca Iedineț. În câteva ore comunicatul era și scris, și votat, și difuzat. Nu știu dacă l-a preluat cineva din mass media, dar noi am avut ce pune pe blogul nostru, am luat atitudine, ne-am făcut datoria. Ne-am dorit să existe impact mai mare, dar nu putem forța mass media să ne preia comunicatele sau alte ONG-uri să se solidarizeze. Cine aici ar mai fi nevoie, în astfel de cazuri ar mai fi nevoie sau de persoană care să extragă din 28 de minute o chestie, fragmentul foarte important, credibil, bun, informativ despre ce s-a întâmplat, să-l dăm în comunicat mass media și pentru mass media, iar mai jos să dăm link-uri la toată harababura, 28 de minute în care se vede foarte clar cum s-au încălcat drepturile omului. Deci, posibilitatea de a extrage material, fragment, cât să fie și credibil acel comunicat, data trecută ne-a lipsit. De data asta îmi pare că e mai ușor. Oleg, văd că ai extras. Data trecută au întârziat Valentin și cu domnul Petrovici cu imaginile video, că n-avea curent, că nu știu ce era plecat, că chestii. Dar acum eu transmiteam în direct, chiar de asta și refuzam să-i spun datele de buletin, pentru că sunt date personale și se duc în direct și nu le pot ascunde ulterior la montaj, cum ar veni. Și deci se poate extrage, e mult material din transmisiunea live, dar sunt câteva fragmente bune făcute cu camera asta. Și se poate face, nu știu dacă o să vrea cineva să preia. Gennadie, am vrut eu să întreb. Am auzit părerea lui Oleg, dar al Gennadie. Cum procedăm cu așa filmuleț, iată ca doamna asta din farmacie? Nu a fost cazul până la urmă terminat și s-a publicat așa greșeli. Dar chiar aseară o doamnă, adică mulți îmi transmit filmuleți public, dar noi măcar ceva le controlăm. Aseară o doamnă îmi transmite un filmuleț interesant, de vreo minută, două, niște lăcuste au invadat Arabia Saudită. Eu întreb, de unde ați luat filmulețul ăsta? Că e acum actual. Nu spus că ne-a transmis altă persoană din România. Deci, dar puteți să afla de când a fost asta, fiindcă poți fi și de 5 ani în urmă, cum a mai fost odată. Mai nu eram cu publicul un băiețel cum s-a înglodat acolo în asfaltul ăsta de șosea. Taman era la 1 septembrie și când acolo mă uit 5 ani în urmă, a fost așa reportaj. Cum procedăm? Cum ieșim așa situație ca să verificăm până la urmă informația să fie corectă? Valentin, e simplu. Cum verificăm? Verificăm. Punem mâna și căutăm după titlu, după titluri similare, în rusă, în engleză. Eventual apelăm la un jurnalist care se pricepe să facă verificare de informație. E adevărat că acum înhățișul ăsta informațional, mai ales de când rețelele de socializare au început să difuzeze foarte multe materiale din astea care au avut loc și cu 5 ani în urmă și cu 10 ani în urmă, fără a da importanța anului și datei, practic noi ne pierdem într-o masă mare de informații. De asta e foarte bine să nu menționez că a avut loc astăzi într-un loc anume, fără să poți verifica chestia asta. Și dacă a avut loc astăzi sau zilele trecute într-un loc anume, crede-mă că dacă n-a scris presa, mai rar există eveniment despre care presa să nu scrie de el să fie avut loc. De asta noi foarte des difuzăm materiale care au fost difuzate și răzdifuzate și asta nu știu dacă e neapărat rău. Doar că greșim atunci când menționăm că acum, live, acum are loc nu știu unde, fără să știm dacă asta e așa sau nu. Și în contextul ăsta al manipulării, al implicării noastre în jocurile altora, s-au împlinit, Gennadie, recent 10 ani de la evenimentele voioase, frumoase, revoluționare din aprilie 2009,
dar despre care unii spun că a fost de fapt o cacealma, un scenariu, un spectacol al forțelor oculte. Și pe tine deseori te acuză că ai fi fost, eu știu, unul dintre actori, conștient sau inconștient. Ce impresie ai după 10 ani? Nu era reprezentant Hyde Park, era un activist civic din capul tău, te-ai dus și ce la primărie pe data de 6 aprilie dimineața. Dar te-ai trezit din cauza asta după aceea cu dosar penal. Ce impresie ai după ani, după 10 ani, despre situație, despre riscul ăsta de a fi folosit? Observ că riscul ăsta persistă în cazul activiștilor civici, pentru că foarte mulți dintre colegii noștri sunt abordați la tot pasul de câte cineva, ori să facă un protest, ori să mediatizeze un caz, ori multe, multe alte chestii. Deci e vizibil că mulți din cei care apelează la Hyde Parkiști, la jurnaliștii noștri, au interese. De asta e important să sesizăm ce vrea acel om care ne dă materialul, de ce a venit la noi. În cazul meu, pe 5 aprilie, când am participat la vot, și pe 6 aprilie, când autoritățile întârziau să anunțe care sunt rezultatele votului, era cumva o atmosferă firească pentru toată lumea. Iar la întâlnirea la care am fost noi înainte de a ieși la meeting, au participat vreo 3 sau 4 membri Hyde Park pe atunci, sau simpatizanți Hyde Park, care nici ei n-au sesizat nimic. Inclusiv prin participare, prin organizarea protestului din 6 aprilie, eu n-am văzut nimic rău și nociv, dar acum, în timp, după 10 ani de zile, înțeleg că acea scânteie care a fost aprinsă a fost utilizată ulterior în protestele din zilele următoare pentru a blama un regim care până atunci s-a comportat odios, s-a comportat dictatorial, ca să poată prelua locul. Și s-au comportat cam ei vreo 3-4 ani de zile, iar după 2014 au început să-și arate colții. Până în 2019 am văzut foarte bine că nici Plahotniuc nu e mai sfânt decât Voronin, iar între timp s-au făcut și furturi din sistemul bancar, s-au făcut foarte multe șmecherii încât statul să nu progreseze, încât cei care fură banii să rămână nepedepsiți. Deci e vizibil că o mafie a înlocuit-o pe alta și au folosit elanul de nemulțumire al oamenilor, au folosit elanul civic. Din păcate, deci, eu n-am putut anticipa. Mereu există riscul să fim păcăliți, manipulați, trași pe sfoară, dar nu trebuie să stăm într-o parte de frica manipulării. E bine să facem tot ce facem cu bună intenție și în cadrul legal, după aceea istoria să ne judece. Iată și Tudor Pânzari, veteranul despre care vă vorbeam, a aderat cu noi la discuție. Pot să-l întreb despre război. Tudor, dacă ne auzi, dacă ești cu noi, nu îți pare rău că ai participat la război, că te-ai dus voluntar? Am înțeles că ai lăsat bicicleta lângă comisariatul de poliție Căușeni și te-ai înrolat să-ți aperi patria, voluntar. Oleg, mă auzi? Auzim. Nu-mi pare rău, dar îmi pare... Ce să fac? Așa a fost timpul atunci. Îmi pare rău că n-a rămas acolo. Să rămâi cu Transnistria, că o duc aceea mai nu bine? Nu mai este. Mai gine mă ucid eu acolo, mai gine murim decât... De ce te interesează mai degrabă perspectiva asta? Îți pare că martirii, eroi, apărătorii care au murit sunt cumva cinstiți mai bine decât cei rămași în viață sau rudele lor au ceva de câștigat? Sau n-ai fi avut atâta suferință? Nu știu, Oleg, ce spun. Ok, înțeles. Cum, ce impresie ai despre Hyde Park? Ești de vreo 4-5 ani membru onorific? Îți place de noi? Nu-ți place? Te-am ajutat? Mi-e place. Și vreau să fiu cu voi. Și ești cu noi virtual, iată, ești membru onorific, ești în grupul cel al nostru. Mă bucur. Participi la protestele noastre. A? Participi la protestele noastre, ești cu noi. Mă bucur, îmi pare bine. Ok, dar nu te gândi că uneori apărem, iată, în circunstanțe cu curcubeu, cu Milan, apărăm ruși, uneori apar ruși printre membrii Hyde Park.
Cum? Rău se aude, Oleg. Da, știu, pentru că n-ai căști, se aude rău. Ce părere aveți despre evoluția asta Hyde Park-ului? Știți că o vreme am fost membri în Consiliul Național al ONG-urilor, reprezentam ONG-urile de drepturile omului, după aceea am aderat la coaliția de ONG-uri împotriva discriminării și în felul ăsta am asociat cu ONG-urile de romi, cu ONG-urile de nevăzători, de gay, lesbiene, de HIV pozitiv, de tot felul de, eu știu, de marginalizați care au drepturi mai puțin respectate în societate. Iată, unii dintre noi, mulți, participăm în luna mai la marșurile diversității cu drapierul ăsta, cum v-am arătat. Participăm la activitățile ONG-urilor de romi, apărăm migranți, amintiți-vă câți migranți, chiar și Tudor Pânzare a fost cu cortul, cu protestul în fața guvernului, alături de nevăzătorii Protiuc sau de familia aceea Belobaba și cum o chema pe femeie ce Olga Galițina, dacă țineți minte, o familie de migranți din Ucraina, sau John Onoje venit din Sierra Leone și care tot avea probleme. Și noi ne-am solidarizat cu leproșii societății, ca să zic așa. A fost o decizie bună sau trebuie să ne ținem într-o parte și să nu ne băgăm în așa ceva sau măcar la Pride să nu participăm. Să nu apărăm musulmani. Dacă nu făceam ce a făcut până acum Hyde Park, probabil am fi avut mult mai mulți aderenți și doar presupun că dacă erau 60 de oameni care filmează ca tine, poate societatea învăța mai mult, poate societatea ar fi avut un reper mai viu, Hyde Park era cumva mai vizibil. Dar altfel n-am fost noi, n-ar fi fost Hyde Park dacă nu făcea demersurile astea în timp de apărarea celor care sunt nedreptățiți, sunt descurajați, sunt discriminați, sunt scoși cumva în afara activităților mari ale societății. Deci cred că Hyde Park a avut doar de câștigat de faptul că a avut verticalitate, iar acum culegem roadele, suntem 12 oameni, cred eu, destul de activi. Dacă o să ne duc capul să facem proiecte care să atragă oameni noi care gândesc ca și membrii Hyde Park, s-ar putea să auzim de Hyde Park de bine încă mulți, mulți ani. Dacă nu, o să ne vedem fiecare de activitatea lui și o să rămână cumva în istorie ca o activitate de pionierat în a promova libertatea de exprimare la modul serios, nu doar cum fac mulți jurnaliști, cum fac mulți ONG-iști, din aceștia ies o dată pe an cu placate în fața Parlamentului și spun că ei nu sunt de acord și gata, după aia se duc la o bere. Dacă asta înseamnă să promovezi libertatea de exprimare, cred că asta nu e în stilul Hyde Park. Tudor, de ce nu mai vedem video de la Căușeni? Văd că ai început să pierzi dinții. Mai ai timp de activism? Mai ai cu ce să te implici? Cum? Așteptăm video de la Căușeni. De ce nu filmezi? Nu se întâmplă proteste? Poate ies ceva, Oleg, de filmat. Fac aici, mai fac reparații, mai fac ceva în prejurul căsii. Săp, mai prășesc, scot burianul. Da, da, la țară o zi... mult burian. O zi de primăvară la țară hrănește un an întreg, așa că prășește, sapă, că o să te hrănească harmanul, cum îi zici, mata, la grădina aceea. Ești folos, vine tot apa din deal de acolo. Deci trebuie terminat gardul acela să nu vină apa din deal. Da, 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 trebuie gardul acolo. Dar pă rogă-te să nu plouă tare, sau nu mai ești credincios. De când te-ai legat cu Hyde Park-ul, te-ai lăsat de credință. Da. Să ne povestească Larisa, care insistă să rămână credincioasă, dacă se simte bine printre noi, atei și bezbojnici. Libertate de exprimare, nu? Libertate de exprimare și au și drepturile lor. Eu mereu am spus că văd aspectele psihologice pozitive
Și deloc fiecare are libertate de exprimare. Eu ca medic, mai ales că la pacie, veneau pacienți și musulmani, dar nici nu-mi dădea în cap să mă gândesc vădat care ce credință are. Fiecare are, crede, vrea crede, vrea nu crede și doar atât. Nu am eu, nu judec, chiar nu judec. Nici ca creștină nu judec și nici ca profesional nu-mi pot permite așa ceva, să discriminez pe cineva. Eu veneam la mine pacienți care avea 4 clase sau care a stat în detenție 25 de ani. Chiar nu mă gândeam niciodată să judec și aveam invers, câteodată cu asistentele medicale sau cu alți colegi să le reproșez dacă observam că încercau pe cineva să discrediteze, să discrimineze, să-i insulte direct sau indirect. Nu, eu chiar nu mă gândesc la asta. Ivan Tkachenko zice că ne privește din Tiumeni, din Federația Rusă, și zice: dacă nu pot auzi pe stradă o limbă română perfectă, o ascult la Curaj TV. E explicabil, la Tiumeni nu prea poți să auzi limba română de niciun fel. Dar mă bucur că omul se simte cumva legat de casă, de patrie, privind materialele de pe site-ul, de pe blogul nostru, de pe paginile noastre de Facebook. Am observat ultima vreme o creștere a spectatorilor din Federația Rusă și din Filipine. Cu Filipine nu știu cum se explică, dar e foarte posibil că rușii au găsit niște VPN-uri din astea, niște măști, ca să pretindă că sunt din Filipine, ca să poată accesa site-urile noastre. Sau poate din Turcia, sunt unele țări care nu permit accesul la YouTube, de exemplu. Și atunci oamenii folosesc un IP fake, fals, ca să poată accesa. Ce credeți că mai avem de spus? Ca să nu întindem totuși foarte mult, avem probabil mai mult de o oră de când vorbim. Eu consider că e un experiment reușit această conferință pe Facebook și cu transmisiune live pe Facebook. Dacă aveți cineva ceva de spus în concluzie, la final, îndrăzniți, suntem deja mai mulți decât la început. Am publicat eu numai ce pe OK.ru. Poate și de atâta și mai intră din limba rusă. Am tipărit activism, totuși ca la urmă să vin de încheiat cu ceva și sfaturi de activiști. Și mi-a apărut tot în limba rusă prima, și Жизнь движений, și mi-am adus aminte de alta. Nu ați pomenit nimic de celălalt frate ca să nu fie supărat, chiar și sora. Și totodată despre pedalarea voastră, n-am auzit nimic astăzi. Poate lumea din pedalarea asta să mai atrage mai mult încoace la curaj. Valentin, astea sunt proiecte ale noastre de familie sau individuale. N-au fost proiecte Hyde Park. N-am reușit cu Hyde Park-ul să creăm un curent de opinie și de comportament ciclistic, activistic. Chiar am inițiat, știu, vreo câțiva ani în urmă, masa critică, Chișinău. De câteva ore am pedalat, dar foarte rar se întâmpla să vină cineva din Hyde Park. Odată Ghenadi, odată Tudor Pânzare a fost cu mine, mai mult frații mei au fost decât colegii din Hyde Park. Deci, dacă vorbim azi de activism și de Hyde Park, nu putem să povestim și despre ciclism, pentru că a fost o inițiativă lipsă, eșuată în Hyde Park. Totuși, emblema curajului este bicicleta. Ei, asta s-a asociat cu imaginea mea când candidam în campania electorală din 14. Acum nu mai știu că e a mea sau că e a curajului. Biciclistul curajos, imaginea, simbolul. Dar asta e mai degrabă, e un simbol, ca un element de libertate. Nu prea are legătură cu Hyde Park-ul. În Hyde Park încă nu sunt prea mulți promotori ai ciclismului. Iată și Ghenadi mi-a lăsat Am bicicleta început lui și la eu, București. Alex, am început și eu să pedalez acum activ prin sat. Și chiar acum când a fost fotbal la Pepeni, ieri, unde au venit toți cu mașini, cu... M-am dus și eu cu o bicicletă și vreau să spun că tinerii care, mai tineri așa, care de 14-15 ani, erau destul de interesau de
se uitau, le plăcea, adică că aud cu bicicletă și chiar săptămâna asta posibil să ne întâlnim mai multe persoane, să facem așa vreun tur prin sat. Eu minunat, pentru că mai în jos, da. Mai tare și o să te încurci cu brega. Da, să mă confund. Și satul nostru e pe o colină, acolo e foarte dificil să pedalezi prin pe nici drumuri bune nu sunt, e glob foarte des și dealuri foarte mari. Dar bine, cu multă voință, cu mult curaj, cu multă putere juvenilă, tinerească, se poate pedala și la pe. Da, oricum am observat personal că devii mai energic, mai pentru că funcționează mușchii, mai întins, mai caz. Foarte bine pentru mine, eu mă simt foarte bine după așa un tur prin sat cu bicicletă. Și eu cred că toate persoanele, cum, trebuie de promovat chiar ideea biciclismul ca un lucru normal, pentru că multe persoane s-au cot asta ceva de rușine, adică dacă mergi cu bicicletă, așa e în Moldova, din păcate. Și eu sunt de părere că trebuie de promovat ideea de a o aduce masă. Ok, poate ne reprofilăm și devenim o asociație eco-civică, dar deocamdată da. Rămânând pe internet, trebuie să insistăm și pe libertatea de exprimare, pentru că astea sunt puse în pericol cel mai mult în Republica Moldova. Și după aceea, în stil european, poate o să ne reprofilăm și pe ecologie. Pentru că ăsta e viitorul. Apărarea mediului, a drepturilor omului, împreună cu drepturile omului. Cred că ăsta e viitorul activismului civic și al politicii. Da. De acord. Să închidem, dar, discuția. Văd că Anatol Mătăsaru intervine în discuție cu ironii la adresa foștilor sau actualilor membri Hyde Park, mai ales să ia de femei. Se impune acum o explicație de ce a fost dat afară din Hyde Park Anatol Mătăsaru, care era și membru onorific pentru curajul lui. Și era chiar vicepreședinte în clipa aceea, când am constatat că se lua tot așa în doi pieri de femei, avea și atitudini homofobe și am declarat sus și tare că sunt incompatibile astfel de atitudini cu postura, cu rolul de apărător, promotor al drepturilor omului. Anatol Mătăsaru rămâne un activist civic curajos, foarte bun, poate e și reporter acum împreună cu nevasta lui sau cu cine mai lucrează la anticorupție MD, dar nu mai e de mult membru Hyde Park pentru că nu e compatibil cu seturile noastre de valori. Și la noi sexismul, rasismul, antisemitismul, homofobia și alte atitudini disprețuitoare față de categorii sociale, mai ales vulnerabile, nu sunt acceptate. Îmi pare rău, din motivul ăsta, Anatol Mătăsaru nu mai este și nu mai ești cu noi. Poate intră acum la noi cu biciul, să ne mai... Da. Nu, el a intrat cu un comentariu și nu știu de ce a considerat necesar să înjure iarăși două femei din asociația Hyde Park. Ca să constate că nu am greșit atunci când l-am dat afară, că el chiar are o fixație cu contra femeilor. Pare rău pentru el. Dacă oftează toată lumea... Stângeți luminile... Da. Dacă oftează toată lumea, înseamnă că e timpul să oprim transmisiunea. Văd că acolo au început deja polemici între cei care au vorbit până acum. Mulțumesc tuturor pentru participare. În weekendul următor, sâmbătă sau duminică, probabil vom mai face o astfel de dezbatere, dar probabil va fi prin Google Hangouts, cum obișnuim noi și să facem streaming pe YouTube, sau poate o să reușim să facem o conferință pe Skype. Încă experimentăm, încercăm să ne descurcăm în vremurile astea ale tehnologiilor informației. Azi am fost într-o conferință Facebook, transmisă live tot pe pagina noastră de Facebook cu un soft OSB care se distribuie gratuit pe internet. Și am participat foști, actuali și viitori membri Hyde Park. Vă salutăm!